Câți câini mai sunt în prezent pe străzile orașului? În acest moment mai sunt aproximativ 3.000 de câini pe străzile Bucureștiului. La început fiind 65.000, potrivit Pornind de la inventarului acelui o făcut de estimare de dumneavoastră. 65.000, da. Câți câini a eutanasiat municipalitatea din octombrie 2013 până în prezent? Cât s-au dat spre adopție și în România și cât în străinătate? Aproximativ 30.000 de câini au fost eutanasiați, iar 23-24.000 au fost dați spre adopție. Din aceștia, 6.000, jur de 6.500 sunt cu adrese certe, fie în România, majoritatea, fie în afara țării. Restul, li s-a pierdut urma. Restul celorlalți câini li s-a pierdut urma. Dar majoritatea au ajuns în afara țării. Ca țări de destinație principale au fost Germania, Danemarca, Belgia și Olanda. Și Marea Britanie. Dumneavoastră ați declarat în urmă cu câteva săptămâni, ce spuneți și acum, că circa 90% dintre câinii care au fost dați spre adopție în străinătate sunt folosiți în alte scopuri, printre care zoofilie, experimente medicale și așa mai departe. În declarație de pe 15 ianuarie am spus clar, 90% din câinii care ajung afară, câinii maidanezi din România, luați de la ASPA și mă refer de la cea de treia de posturi, au ajuns în locații incerte. Dar ce argumente aveți? Pentru că toată lumea a spus că sunt exagerate aceste afirmații sau neadevărate. Exagerarea este inclusiv permisă în jurnalism. Nu e, n-are de ce să fie exclusă și în privința mea, atâta timp cât sunt comunicator. Dar avem probe directe privind anumite utilizări a acelor câini și probe indirecte privind alte scopuri în care sunt folosiți acei câini. Dacă mergem strict pe procedură, toți câinii care ies fie în spațiu intracomunitar, fie în alte țări care nu sunt în Comunitatea Europeană, cum ar fi Elveția, trebuie să înregistrați în sistemul european de urmărire a mișcării animalelor, numit TRACES. Pentru acest TRACES există la București, de unde pleacă, un număr de conturi care înregistrează aceste plecări, iar la destinație se numesc exit point-uri din TRACES. Sunt anumiți operatori autorizați și desemnați la fiecare în fiecare țară și pe fiecare tip de transport. Transportul terestru, transportul aerian sau transportul naval. Dacă comparăm datele cu acei câini care au fost încărcați în TRACES la București și câinii prin exit point-urile de TRACES în diferite țări, o să vedeți diferențe foarte mari. Ce se întâmplă cu acești câini? Sau Nu indiferent, au știu. dispărut sau au rămas, n-au fost șterși din baza aceasta de date sau ce se întâmplă? Nu există. Pe alte tipuri de animale, aceste operațiuni sunt făcute aproape chirurgical. Dacă s-au încărcat în sistem 100 de bovine, se poate verifica la destinație că s-au descărcat 100 de bovine și automat operate prin exit point-urile de TRACES. În paralel cu acest sistem, sunt din acești traficanți care i-am numit noi pe tot parcursul anului trecut, mulți care pleacă cu acești câini fără acte. Și în acest sens avem probe. Trec granița cu câini fără Fără acte. acte, da. Și Fără acte sau fără să-i înregistreze în TRACES. dumneavoastră spuneți că s-au dat spre adopție 20 și ceva de mii de câini. Dintre aceștia, doar pentru 6.000 ați putut verifica unde s-au dus. Da. Restul 20 de, mă rog, Nu. 18.000 sau 15.000, 16.000. 15.000 le-ați pierdut urma. Știți dacă acești câini au fost duși în afara țării sau au rămas în țară? Pentru că sunt foarte multe plângeri că ajung în Ilfov, în localitățile din jurul Bucureștiului și sunt abandonați acolo. Adică știți clar că au fost duși traficați în afară sau pur și simplu au fost lăsați pe câmp în... Au fost și traficați în afară, în cantități mari, dar și abandonați, legat de cei care apar pe formulare de adopție ca destinație un lot agricol dintr-o anumită comună, noi sesizăm primăria respectivă și primăria respectivă ne răspunde și ne confirmă sau ne infirmă. Majoritatea au venit cu infirmare, adică au folosit numai pentru a scoate câinii la spațiile acte, de fapt câinii aceia au ajuns în altă parte. Deci sunt valabile ambele situații, și cea privind traficul internațional și cea privind folosirea sau adăpostirea lor pentru o perioadă sau
alte manopere care le fac în țară. La ultima ședință de consiliu a venit un europarlamentar în Nu, a timpul venit un ședinței domn. de un Un domn, domn care a spus că da. este europarlamentar în timpul ședinței de consiliu și v-a cerut demisia dumneavoastră și a spus să vă retrageți aceste afirmații privind zoofilia în ceea ce privește câinii care pleacă în Danemarca și Germania, pentru că jigniți profund autoritățile de acolo care își fac treaba în acest sens. Cum comentați? Eu nu am făcut referire la autorități. Eu am făcut referire la acești traficanți care duc acești câini în afara țării, fără să intereseze ce se întâmplă ulterior cu ei. Este un exemplu de ipocrizie crasă să te legi cu lanțuri de porțile adăpostului ASPA, să critici activitatea și să blochezi mașinile de capturare, spunând că suntem criminali, că nu iubim câinii și că nu avem grijă de ei. Când nici lor nu le pasă. N-am jignit și n-am avut intenția să fac acest lucru pentru nicio autoritate, drept și lipsa de reacție din partea ambasadei Germaniei la București sau din partea autorităților regionale și locale din Germania la ambasada României din Germania. Domnul Da. Eck este un foarte înflăcărat susținător al cauzei animalelor, lucru care respect, dar nu vom tolera intenția și mixtiunea din afară privind securitatea cetățenilor din București. Atâta timp cât sunt cazuri semnalate de abuz împotriva animalelor, dăm toată dreptatea, indiferent că este europarlamentar sau simplu cetățean al Comunității Europene, dar în privința menținerii sau opririi activităților de capturare în București, nu avem ce discuta cu ei. Deci nu vă retrageți afirmațiile făcute referitor la Nu îmi zoofilie și retrag experimente afirmațiile medicale. făcute și, în plus, s-au încălcat niște proceduri privind luarea de cuvânt în acea ședință. Vom căuta să clarificăm și aceste aspecte. N-a fost o luare de cuvânt autorizată de plenul Consiliului. Spuneți-mi așa, câți câini mai aveți acum în adăposturile municipalității, pe lângă 3.000, cei 3.000 care sunt pe străzile Bucureștiului? Aproximativ 1100. Aproximativ 1.000. Cât bani ați cheltuit din octombrie 2013 până în prezent pentru capturarea, transportul și eutanasierea câinilor? Am avut total buget pe acest proiect aproximativ 3.400.000 de euro cheltuiți. Astea se văd în execuția bugetară 3,4 milioane de de euro. euro. Da. Ok. 84% din această sumă reprezintă cheltuielile operaționale cu proiectul, și anume capturare, transport, sterilizare, microcipare, dacă era cazul, sau eutanasiere, dacă era cazul, aceste 84%. 16% reprezintă cheltuielile non-operaționale, și anume plata taxelor și contribuțiilor la asigurări sociale pentru proprii angajați ASPA și diverse plăți care s-au făcut. Am avut în instanță proces pierdut cu o persoană mușcată de câine și a trebuit să despăgubim persoana respectivă și alte plăți non-operaționale. Au fost mai multe filmulețe prezentate de ONG-uri în care spun că în adăposturile la ASPA, printre alte, multe alte adăposturi din țară, adăposturile ale autorităților publice, câinii sunt răutratați, adică sunt înfometați, bătuți și așa mai departe. Se întâmplă astfel de lucruri în adăposturile ASPA și ce măsuri luați împotriva celor care aplică aceste tratamente Nu câinilor? este o afirmație că se întâmplă aceste lucruri în adăposturile ASPA. Dovada sunt controlele care am menționat și în conferința de presă. De la ANSVSA, inclusiv echipa antifraudă ANSVSA, inclusiv bunăstarea animalelor în ANSVSA și a Direcției Sanitare Veterinare Regionale, ceea ce vorbim de DSV București, DSV Ilfov, DSV Giurgiu, pentru fiecare adăpost în funcție de județul din care aparține, au arătat că lucrurile nu stau așa. Repet, niciodată n-am susținut că avem grijă de acești câini în condiții de 5 stele. Dar ce este necesar, ce este clar, minimul stabilit de lege, se întâmplă la noi în adăposturi. Viața în adăpost nu este viață nici pentru un maidanez. Nu este nici pensiune, nu este altceva. Este un punct de tranzit. Acel punct de tranzit poate să fie, în funcție de managerul adăpostului respectiv, cu niște condiții superioare sau la limita decenței. Noi am respectat acest standard tot timpul. Am avut cazuri în care au fost sesizate reletratamente
și am sesizat parchetul, iar aceia oameni au fost dați afară. Dar de aici, de la aceste cazuri izolate, să pui eticheta pe întreaga autoritate, și mă refer de ASPA, este o greșeală și face parte din programul lor de manipulare. Spuneți-mi așa, că am ajuns la viața în adăpost a câinilor. Cum mai am aici un lucru să vă spun. Spuneți, vă rog. Ați fost și ați văzut cele 24 de adăposturi clandestine, în ce condiții stau câinii de acolo? Nu. Nu. Nu s-a dus nimeni până acum, dar o să ne ocupăm să se ducă, să ajungă toată lumea. Avem o parte din imagini filmate cu drona, avem o parte din imagini și fotografii făcute terestru. Și atunci o să comparăm lagărele ASPA cu faimoasele lăudate adăposturi ale ONG-urilor. Și aceste adăposturi, spuneți că sunt ale ONG-urilor, unde sunt? În ce? În București? În afara Bucureștiului? Și în București și în afara Bucureștiului. Noi monitorizăm tot ce înseamnă câte adăpost sunt? Care poate să ajungă mai puțin de oră în București. Tocmai pentru a reduce traficul și sunt și situații când au folosit și își doresc să repopuleze București. Câte astfel de adăposturi sunt și cam câți câini ar fi în aceste adăposturi? Sunt 24, iar numărul depășește simțitor 15.000. Și câinii aceștia de unde i-au luat? I-au luat, sunt, fac parte dintre câinii adoptați sau? Au câini luați de la noi, au câini luați direct de pe stradă, câini luați din alte localități, unii s-au mulțit chiar la ei în adăpost pentru că nu respectă regula privind sterilizarea și identificarea celor câini. De la 1 ianuarie 2015, obligativitatea privind înregistrarea și microcciparea câinilor este obligativitatea privind... Și nu sunt nici înregistrați. Nu. Nu respectă. Tocmai cei care 15 ani de zile au zis că prima soluție în rezolvarea situației cu acești câini este sterilizarea și înregistrarea. Sterilizarea pentru a nu genera generații noi de pui, înregistrarea pentru a limita condiția abandonului. Culmea, câinii care sunt scoși de la ASPA, avem probe, filmări și fotografii, sunt decrotaliați și demicrocipați în unele dintre aceste adăposturi. Spuneți-mi, vă rog, cum s-au implicat până acum ONG-urile în salvarea câinilor, în adopții, de fapt? Cam câți câini au fost adoptați de ONG-uri din numărul de câini adoptați în total? Și dacă ne puteți spune cam ce ONG-uri au luat cei mai mulți câini? Și dacă vi se pare că totuși oamenii s-au implicat suficient de mult în partea cu adopțiile? Dacă vorbim de salvare, de salvarea câinilor, adică salvarea, singura, mă refer să singure demersuri făcute în salvarea câinilor de pe străzi a fost să împiedice acțiunile de captură a ASPA. Știți bine ce s-a întâmplat vara trecută. Dacă vorbim despre adopție, după scandalul privind decesul lui Ionuț cu acea asociație Caleidoscop, după situația de la DP Sector 5 cu acei câini care aparțineau lui Cuțu Cuțu, după cazul femeii din parcul de lângă piața Obor de anul trecut, din martie, care aparțineau fundației Cuțu Cuțu o parte și o alte ONG-iste ceilalți câini. Și tot așa au renunțat să mai ia în mod direct câini și îi iau prin interpuși. Noi avem aceste liste și știm legătura între interpuși și ONG-uri. Dar este un lucru informal. Nu este un lucru formal. În cifre, deci din totalul de câini adoptați în București, cam câți au fost adoptați de ONG-uri și ce ONG-uri au adoptat cei mai mulți câini? V-am spus, aceasta este informală legătura făcută de noi, pentru a înțelege unde ajung acești câini. Că mulți câini au ajuns la Dogtown, de exemplu, care este un ONG. Ne-ați dat la un moment dat cifre. Dogtown-ul a luat tot ce a însemnat câine neadoptat și nerevendicat în perioada septembrie 2013 ianuarie 2014, când altfel noi trebuia să închidem activitatea. Dogtown-ul personal m-a sprijinit în bunul start al acestui proiect. Știți că au fost crize privind aprobarea legii, au început să se formeze cozi, dar nici așa nu se reușea golirea adăposturilor. Și automat, pentru a amâna cât mai mult eutanasierea, am folosit acest ONG. După care n-am mai adoptat. În rest, nu este nimeni care se ridice la nivelul lui Dogtown și care s-ar fi luat formal cu acte, direct, de la ASPA, așa. Câți câini au luat câini. Dogtown? Au fost, cred că, 2500 sau 2800 de câini în total.
Și din totalul adopțiilor, câți câini au fost adoptați de persoane fizice și câți câini au fost adoptați de ONG-uri, De dacă persoane aveți? fizice au fost adoptate aproximativ, nu știu, 3.000, 4.000 de câini. Restul au fost la ONG-uri. Și ca Ca mărturie abandon? avem înregistrările video de la camerele plasate la accesul în adăposturi, unde se vede clar 2-3 zile la rând vine o persoană sau maxim sunt două persoane și brusc apar camioane care încarcă deodată câinii pentru 2-3 întrepuși care și-au băgat taxele la înaintare. Și în ceea ce privește abandonul, cam câți dintre câinii adoptați în total au fost abandonați? Noi ce am avut constatat ca abandon, și anume să avem formulare de adopție la noi și să regăsim acel câine, au fost 8 sau 9 cazuri în ultimul an. A scăzut foarte mult, tocmai pentru că de fiecare dată când i-am prins cu ceva, ne-am adresat presei și se feresc de astfel de situații. În plus, au fost și deschideri de dosar care le-am început din 2013, privind abandonul. Multe din aceste dosare sunt aproape de final. Problema este că, prin modificarea codului penal, care a intervenit anul trecut, în 2014, anumite prevederi, printre care și abandonul, nu mai este catalogat la infracțiune. Deci, deși noi știam la începutul proiectului, în 2013, că avem această armă, care e foarte bună, pentru a descurajarea abandonului, ulterior, în discuțiile cu procurorii, dat fiind sesizările care le-am făcut, mi-a spus da, dar codul penal a devenit de la 1 februarie 2014 noul cod penal care automat a. Și acum ce se întâmplă dacă un câine abandonat, să zic, luat de cineva și abandonat, omoară un om sau un copil sau... Nu. Omorul din culpă rămâne în continuare o infracțiune foarte Am gravă înțeles. și pedepsită ca atare. Dar dacă nu mai constatăm abandonul, atunci este amendă contravențională și activăm acel articol din hotărârea de Consiliu numărul 145, prin care abandonul demonstrat, avem puterea de a lua măsură administrativă ca un an să nu mai poată adopta de la noi. Dar am văzut că și asta nu e o problemă pentru ei, folosesc treaba cu interpusul și după aia își preiau câinele și fac mai departe ce vor cu el. Dumneavoastră ne-ați spus în urmă cu la jumătatea lunii ianuarie că numărul de persoane mușcate în luna decembrie Da. a scăzut cu 90% Da. decembrie 2014 față de decembrie 2013. Noi am primit la redacție o sesizare de la un cititor care ne-a spus că aceste cifre ar fi false, că dânsul deține alte date de la Matei Balș. Întrebarea este dacă datele prezentate de dumneavoastră sunt corecte Nu și este prima oară când avem o astfel de situație. Acel cititor să se informeze mai corect, atât cât îi permite statistica la Matei Balș. Eu am adus aici, ca exemplu, luna decembrie, în analiză detaliată la Matei Balș. În total sunt folosite 18 fișiere, din care informația intersectată poate să-ți dea și tendințele pe sectoare, și tendințele pe grupe de vârstă și inclusiv pe zile, la nivel de zi. Am folosit pe parcursul întregului proiect această informare bidirecțională cu Matei Balșu. Nu este primul atac care îl fac la adresa mea, nu este nici primul atac care îl fac la adresa Matei Balș. Dacă țineți minte, au zis că cifrele de Matei Balș sunt false. Acum au schimbat nivelul, au ajuns la faptul că eu folosesc cifre false. Nu. E acolo și se vede în tabel privind câinii fără stăpân din municipiul București, numărul este același cu ce am comunicat și eu în conferința de presă. dumneavoastră Dar. ne-ați spus în urmă cu 2 săptămâni, la fel, sau 3 săptămâni, că ați dus la îndeplinire programul asumat și că numărul de mușcături a fost redus cu 90% și iar numărul maidanezilor de pe stradă a scăzut cu 85%. Ce 80%. 80%? Spuneți-mi ce se întâmplă mai departe, cum veți gestiona mai departe această problemă? Pentru că știm că dacă nu se face nimic și să vă opriți aici, vor reapărea pe străzi, se va ajunge în câțiva ani în aceeași situație. Răspunderea ASPA în acest moment este în privința maidanezilor, și anume a câinilor care existau pe stradă. Dacă în continuare lumea va abandona sau din dorința ONG-ului de a repopula Bucureștiul se vor descărca câinii în București,
ASPA va fi în permanență pe străzi. Deci veți continua programul de capturare și Da, noi am eutanasiere. anunțat pe 30 septembrie, domnul primar a anunțat pe 30 septembrie și a asumat proiectul privind cei doi indicatori, numărul de mușcături și numărul de câini. Dar programul de gestionare este un serviciu de utilitate publică, va fi permanent. Și veți continua cu firmele acelea care prind și vă transportă câinii Până la finalul contractului vom continua cu când acele expiră firme. acest contract? În septembrie acest an, în Și mai 2015. departe ce veți face? Veți Se face va alte licitații sau va face ASPA această activitate? ASPA, până nu primește derogare pentru completarea posturilor lipsă, neocupate, nu are cum să facă față la solicitările cetățenilor. Și atunci, decât să riscăm să ne batem joc de tot ce am obținut până acum, vom relua licitația și se va face o nouă procedură. Au existat afirmații că, mă rog, pentru capturarea unui câine se plătește 210 lei, dacă țin eu bine. 229 de lei. 229 de lei. Și că aceasta că este foarte mult, plătiți foarte mult. N-ați găsit mai ieftin sau de ce plătiți atât de mult? Este prețul minim stabilit prin licitație. Din cei 7 participanți, acesta a fost prețul cel mai mic. Mai mult, Curtea de Conturi, la controlul făcut în anul 2013, a considerat ca neconformitate faptul că am obligat toți participanții să se conformeze la prețul cel mai mic. Au zis că nu aveam voie să facem lucrul ăsta. Dar vom vedea în toamnă, când se vor relua procedurile, ce preț va fi. Vă spun sigur că prețul nu are cum să fie mai mic de atât. Spuneți-mi așa, câte adăposturi are municipalitatea în prezent și dacă aveți în plan să faceți alte adăposturi noi sau să le extindeți pe cele existente și cam de ce costuri ar fi vorba? ASPA, tot timpul am gândit partea de servicii și partea de infrastructură ca lucruri adiționale, lucruri de suport în derularea unui proiect. Tot timpul trebuie gândit de la proiect și rezultatul dorit la infrastructură și niciodată invers. Altfel nu putem demonstra nimănui bună intenție în ceea ce facem. În prezent, ASPA gestionează 3 adăposturi, din care în proprietate sunt două, cel de la Paladii și cel de la Mihăilești, iar în administrare, cel de-al treilea de la Bragadiru, cel preluat de la Administrația Națională a Penitenciarelor. În mod normal, spre finalul de program și automat reducând numărul de capturări zilnic, ne punem întrebarea dacă nu cumva ar fi bine să închidem, din punct de vedere al costurilor, unul dintre aceste adăposturi. A, și deci nu se mai justifică să primul faceți care ar altele. urma la închis ar fi cel de la Bragadiru, pentru că nu e al nostru. Trebuie să ținem cont și de modernizarea care urmează să o Totuși, facem. știu că Paladin e într-o stare destul de Da. proastă. Modernizarea care urmează să o facem, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și din punct de vedere al funcționalității, al scopului. Noi, prin hotărârea de Consiliu în care este reglementată activitatea, nu suntem împuterniciți decât în gestionarea câinilor și nu a pisicilor, a cailor, a lebedelor. În orice oraș european, serviciu de carisaj sau orice serviciu din subordinea autorităților au dreptul de a justifica acțiunile privind și restul animalelor. Și atunci, la modernizare, vom ține cont dacă vom include și alte animale în domeniul de Și ce activitate. ar urma să faceți cu aceste alte animale? Adică, în ce fel vă veți implica? Atâta timp cât nu există o lege clară de gestionare, cum avem în cazul câinilor de ordonanța 155, va trebui să stabilim niște proceduri privind fluxul lor acolo. Adică să le, nu știu, cum este în străinătate, un fel de spital al animalelor sau Nu, ceva. nu ne putem asuma un spital Nu, al tot la animalelor. fel Dar pentru animalele care sterilizare reprezintă și. risc pentru populație, ori privind mușcătura, atacul direct, ori privind bolile care le poartă, ASPA trebuie să poată să intervină. Și vom vedea atunci. Contractul de la Bragadiru expiră la anul, în aprilie. Asta înseamnă că până atunci trebuie să ia hotărârea dacă extindem programul și pe Ilfov pentru a folosi capacitățile care le avem. Noi avem deja aceste capacități.
Așa? Sau nu? Dar aveți în discuție un protocol Deci cu mai mult decât județul Ilfov, anul. cu Consiliul Județean sau cum se întâmplă? Pentru că sunt foarte mulți bucureșteni care locuiesc în comunele de lângă Sunt mulți București bucureșteni care și... plătesc taxele în București, dar locuiesc în Ilfov. Așa, și sunt, au două case sau Da. depinde, au casă de weekend sau așa și se plâng că sunt foarte mulți câini, că, mă rog, au venit în jurul Bucureștiului, au fost aduși și o mulțime de câini și atunci, nu știu, că nu Era puteți să oricum puneți graniță să nu mai intre câinii. mulți, a fost un efect și a celor salvatori, la fel cu ghilimele, care în septembrie-octombrie, când a pornit proiectul, s-au gândit că așa îi salvează și le fac un bine. Da, adevărat, le-au amânat un pic soarta, destinul, dar nu s-au gândit niciun minut la ce rău fac cetățenilor din Ilfov. Dar, deci aveți un protocol de colaborare cu Ilfov sau Nu, aveți de gând să protocolul între faceți... două unități administrative-teritoriale diferite se face în baza unor hotărâri la nivelul fiecărei unități. Și în București se va da o hotărâre de Consiliu în privința colaborării cu Ilfov, iar în Consiliul Județean Ilfov se va da o hotărâre de Consiliu în privința colaborării cu București. Abia după aia, ultimul pas instituțional este semnarea acelui protocol. Și banii de unde vor veni? Fiecare județ. Ilfov nu are bani acum să compenseze transportul preorășenesc făcut de RATB. Vă dați seama că pentru câini nu cred că vor avea Deci primăria resurse. capitalei ar urma să Așa, iar plătească. din cu ace este normal ca Primăria Capitalei să nu accepte să facă bec tot Ilfovul, dar trebuie să avem în vedere măcar localitățile din interiorul centurii, cele care ne creează probleme și acum. Chiajna, Voluntariu, Popejle Ordeniu, Bragadirul. Dar primăriile de acolo nu... Eu am vorbit cu câțiva și mi-au spus că au activitatea ei de ecarisaj, adică plătesc niște firme, vin și ridică câini. Ok, rezultatele arată că nu e așa. Am înțeles. Ultima întrebare, că spuneați că Dogtown v-a ajutat foarte mult luând câteva mii de câini în perioada aceea neclară din punct de vedere legislativ. Ați dat vreun ban către Dogtown? Ați v-a dat vreun ban? Nu. Aceste acuzații s-au făcut încă din campania electorală a domnului Sorin Oprescu din 2012. Nu este frumos să dau un nume, dar vă spun decât atât. A făcut sensul unui dosar pe rolul DNA care a solicitat documente atât de la Doctown, atât de la ASPA și care a dovedit clar, există și rezoluții în acest sens, că nu s-a dat niciun ban nici în 2012, nici în 2013, nici în 2014 și nici până acum nu s-a mai dat niciun ban. Nu am avut pentru ce să dăm bani. Ei singuri și-au asumat creșterea acestor câini. Mulțumesc!